Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5. De data asta vreau să vă arăt, să vă prezint modul Open All Interiors. Ce face acest mod? Deblochează fiecare loc, fiecare clădire din joc, nu chiar absolut toate, dar care am avut noi misiuni și am văzut că că sunt apartamente și din GTA 5 online. Așa că hai să inspectăm, să vedem, să descoperim ce putem avea noi, ce poate să fie aici. Hai să vedem aici, pentru că chiar nu știu ce ar putea să fie. Și de ce Dragoș s-a apucat de acest mod showcase? De ce Dragoș face face acest review? Sincer, am văzut și eu pe net și mi s-a părut chiar foarte tare să fac și eu, adică am mai văzut, dar asta este o versiune a modului mai, cum se cheamă, mai nouă, cum se spune. Și-a avut un update, da, fapt, stai, fapt, a? Hai, nu aici deocamdată, hai acolo, că pare destul de interesant. Așa, pare așa incitat, bă, oare ce o să fie, bă, asta vă întrebați, cred că vă roadeți așa unghiile, mamă, ce o să fie, mamă. Și hai să fim așa, uitați-mă pe Michael ăsta, uite, cum conduce, bă, București, bă, aici am învățat să conduc în București, așa umblu eu prin București la 18 ani. Mă rog, când o să am mașină, uitați ce o să umblu. Pe Dimitri Cantemir? Opa! Tra! Opa! Jesus! Păi, e nebun! Radio off, băgăm aici un salam, așa. Băgăm aici niște cruci de la care sunt lipite așa ca aia, cu canalea credincioși, cu canalea credincioși. Așa. Băgăm aici super viteză. Facem o virăm la stânga. Du-te, bă, dracu, cu dupa asta în 1700. 1980. Și 2. Și 9. Și 300. Oba. Și cum puteți vedea, s-au închis școlile. Mâine nu se face școală. Așa că e de ce să nu putem filma un GTA 5 așa frumos, un mod showcase. O să mai fac moduri de astea, pentru că am văzut că sunt niște moduri drăguțe. Și aici ce se face? Aici este stadionul, nu chiar stadionul. Aici unde a venit acolo cu Trevor și nu știu ce. În mod normal, fără modul ăsta, vă garantez eu că ce faci, bă? Bă, îți dau o pelte. Dar ce-a făcut boss? Hei, bună, mă numesc Michael, hei, stați puțin, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. De ce fugi? Care realitatea? Tot timpul mă resping fetele. Hei, bună, fetelor. Mă numesc Dragoș. Bă, a venit, te-ai găsut. Gata. Ce te uiți, bă? Gata, hai că gata, mă cumințesc. Că bă, ca în viață reală, mă jur. Ca în viață reală. Dar a fost tare, m-am uitat puțin la LED, care vine ăla cu fulanul. Aoleu. Așa, deci în viața reală nu puteți să intrați în acest interior. Hai să inspectăm și noi. Deci, aici unde a filmat o unde m-a filmat la, unde era aici cu, cum se cheamă, cu când a portat de Santa la televizor. Asta, perversul de pe Târgu Ocna, n-a vrut să o filmeze, să o pună. Așa, și aici uitați și voi Fame or Shame. Da, e o emisiune chiar foarte handicapată, care chiar mă enervează. Nu înțeleg care rostul ei în GTA. Da, mă rog. Mai, așa, și aici e ca un fel de sunt înregistrările, cred. Aha. Mă, uite, mă, fructe, pizza, Coca-Cola, pahare de plastic. Bă, mi-ați făcut poftă de cola, bă. Gogoși. Taci. Așa. Bun, hai să vedem și alt interior. Nu știu dacă o să le fac chiar pe toate în acest episod, dar vreau să, cum se cheamă, să vă arăt și vouă, pentru că, sincer, e un mod interesant, nu știu dacă foarte mulți au făcut, chiar nu știu, adică nu m-am uitat. Bă, asta e, bă, ești nebun, asta e în GTA 5?
Adică mă refer la single player, că eu n-am văzut-o, nu cred. Sau e? Habar n-am, nu știu, chiar nu știu dacă e. Adică ce puțin eu n-am văzut. N-am văzut această motoretă, adică am văzut asta. Dar și asta există? Habar n-am, că n-am cu... Nu știu, e posibil, habar n-am. Hai să mergem aici. Chiar nu știu, de sincer nu mă cer, chiar să nu mă jurați dacă cumva există, poate că există. Eu sincer, eu nu merg cu motoretele, cu astea, cu motocicletele. Așa că vă rog frumos să nu urlați la mine că, bă, de ce nu știu ce, de ce nu știi motoretele, că tu ești, ai făcut set de Vice City, dar nu știi astea, Dragoș, cum îți permiți tu așa ceva? Aici chiar nu știu ce ar putea să fie, cred că știu de fapt. Așa, și ia vedem aici, deci... Da, aici nu știu de ce nu putem să mergem. Da, nu știu de ce nu e valabilă. Mă rog, anyway. Hai vedem ce se poate interior. Deci sunt vreo 48 de intro, de interioruri deblocate. Da, chiar nu știu de ce nu merge, adică, oricum, whatever, chiar nu mă interesează. Că nu ia cine știe ce încăperea aia. Era unde l-am tortura pe ăla, pe... Ăla, gen, că l-a luat de la FBI, vă uitați în spate. La episoade... Așa. Mergem pam-pam cu motoreta. A, uitați pe Blood and Vus cum merge pe motoreta, ia. O, mamă, tate, ouleu, opa. Uitați, mă, sunt mama aici în București, aici, pe Colentina, mă, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu. A, așa, cred că știți. Cred că nici aici nu pot să intru. Dar nu știu. Nu știu care e faza, adică... De ce n-ar merge? Pentru că am văzut înainte că unele mergeau. Sau sunt puse așa de floare în papură. Chiar nu dau seama, mă rog. Ciudat. Că nu merg, că unele nu merg. Da, sincer, n-am observat. Adică de câte am văzut pe net, ziceau că e bine, dar acum... Mă rog, hai să vedem un alt interior. Sper să nu fie asta fail. Episodul chiar nu știu cum o să fie, cum o să iasă, cum o să decurgă lucrurile. Hai să vedem aici. Sper să fie măcar încă unul bun, că nu știu, mă disper. Dar asta... Motoreta mea, unde e? Aici e, bă! Așa. E duminică. Și da, bă, mâine s-au închis școlile. Aoleu, ce bine. S-au închis școlile, bă, lume, bă. Și am văzut un serial șmecher The Whisperer. Șoaptele, mi se pare, sau... Nu știu, nu cred, sau... Mă rog, ceva de genul ăsta. Vă, nici asta nu e liber? What the fuck? A, aici e, mă, liber, mă, aici e liber. Așa, aici nu o să vă dau spoiler ce este cu locul ăsta, dar e ceva. Cu locul ăsta e o fel de fabrică, cred. Ceva de genul ăsta, mă rog, hai că nu mai umplăm pe aici. Nu, dar nu o să vă dau spoiler ce o să fie cu locul ăsta. Și nici voi, dacă știți, să nu dați spoilere. E că mă, deja m-am speriat, știi, nu știam de ce nu... Chiar toate asta să fie fake modul. Așa, hai să vedem și aici, chiar nu știu ce se află aici. Deci mă jur, asta este prima oară când văd modul ăsta. Deci nu e ca și când chiar nu l-am văzut. Dar s-am vrut să și filmez, să văd și eu așa, gen prima reacție, prima... Știți, să văd și eu ce se întâmplă. Și am văzut că a nins foarte urât aseară, în fapt... Da, că am văzut cum am culcat pe la vreo... 1 sau 2, nu mai știu cum am culcat. Și am văzut că era... Chiar acum am văzut că au ieșit niște cabluri la blocul din vis-a-vis, de vis-a-vis, nu din, de pe, așa. Și am văzut că pagă și mioveni, e așa, e urât. Tot așa, lucrează ea cât n-au lucrat tot anul. Așa. Aici suntem la Leicester. Să vă asigur că nici acum, nici la el nu o să
nu puteți să intrați dacă nu aveți modul băgat. Așa, asta este Lester. Aia, lucrați! Bravo, mă! Văd comisionul. O, aveți și internet acum. A, A-Find. A-Find. Da, asta e și GTA 4. Tradițiile nu mor niciodată. Bun, hai să ieșim din această clădire. Hopa! Așa, să ne ducem mai să încep. A, ia să încep noi pe aici. Aici pute. Aici pute treaba. Că sunt că acolo chiar nu cred că am intrat niciodată. Acolo chiar că se împute treaba, bă, goblenilor. Uitați-vă și voi. Te bă, drogatule, tu umbli așa dezbrăcat, bă, băiatule, bă, hipsterule, bă, ce umbli așa, mă, bă, schilă Bob, sculă Bob. Bă, tu ești mecher, mă, tu nu mă bagi în seamă, bă, eu sunt blută în vârstă. Ți-am tras un pumn, te-am nenorocit, nenorocitule. Te-am bătut, te-am lăsat jos, ți-am furat portofelul. A venit să bag așa un dos, o melodie de aia și nane. Așa, hai să vedem acum pe unde mai putem să mai merge, ce să mai putem să mai facem, în ce interior mai putem să mai ce interior mai avem la dispoziție. Opa! Opa! Oh man, what's up? Fine, thank you. Așa și... Hai să mergem să vedem acum. Chiar sunt și eu curios ce se poate... Ce ne poate rezerva acest mod? What? Și... Ia să vedem, O, avem un bar? Ah, lol. N-am știut de barul ăsta. Ce fete de handicapați au? Uite, te ceva de Scooby-Doo are asta, să-mi bat piciorul, zici că... Dar și ce fete de grași? Bă, mai slăbiți, dracu? Fu, tai, doamne! Așa că-i dă din pat. Așa, deci modul ăsta asta l-am văzut. Hai să mai ne mai ducem, uitați pe aici. Așa. De unde l-am descărcat pe ei, puteți să scrieți foarte simplu pe Google GTA 5 Open al interior și găsiți acolo. O să intru și pe asta mai da mai încolo în cel. Dar vreau să intrăm aici că pare frumos locul, nu dau și de ce. Ia ce aici? Eclipse Tower, ia. Ia. Hai că chiar nu știu ce se află aici. What? Asta a fost troll? Get trolled. Ok. Hai eu-s modul. Asta a fost chiar penală rău. Penală fața. O să... Param pam 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 param pam 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 param pam pam. Aici la... Avem misiunea aici cu Franklin. Hai să ne ducem aici. Interior 47. Vedem aici. Hei! Bună ziua, mă numesc Dumitrescu Dragoș. Vreți să bem o cafea împreună? Deci, mă, toată lumea mă ignoră și în GTA mă ignoră, măcar aici am avut o șansă. Dar în viața reală mă scuipă și mai dă și cu o poșetă în cap. Am viață chinuită, bă. Vehicle spawner, shortlist, motorcycles. What the fuck? Asta nu, stai, trebuie vorbi. The hell is that? Bă, asta chiar mă jur că n-am văzut-o. Vă dau cuvântul că n-am văzut-o.
niciodată motorita asta, mă jur, în viața mea. Nu știu, dar cum o deblochezi totuși, că cred că totuși apare în GTA. Sigur că nu cred că era un mod ăsta. Ciudat. Opa. Mi-am făcut... Bă, asta fi chiar cum să mă moare asta al lui Trevor. Ai, doamne! Fai, doamne! Ok, ok, opa! Dar sunt curios ce poate să ne ce poate să fie acolo, ia chiar. Deci aia a fost, când a fost turata, aia a fost cea mai tare fază. Mă jur, mi-a plăcut. M-a așteptat să fie așa și Mickey și când colo. Ia, putem și aici? Dă-te mă că te invadezi în casă, băbule. Deci putem să intrăm și noi, deci nu te cred. A, bă, ce dracu, bă, și aici e fail. Aolo, dar ăștia s-a bătut joc de mine, bă, câine, mă, n-am văzut așa ceva, s-a bătut. Aolo, și ăsta e fake. A, vedem aici, hai că poate asta nu e fake. Nu, n-are cum să fie toate fake, n-are cum. Vă garantez eu că modul ăsta este bun 100%. N-are cum, deci modul ăsta e... Ce mă cași pe mine, mă? Deci n-are cum, deci nu cred că modul ăsta e fake. Adică, cred că e mod fake, dar nu știu ce e. Și a pus chestiile așa doar ca să mă enerveze pe mine, sau... Da, dracu știi, chiar nu știu de ce. Nu știu, chiar nu știu cum o să decurgă videoul. Dar sper să fie bun. Și stați puțin, și aici pot? Sau aici, chiar iar era eu... Ia, putem, ia, fiți atenți, fiți atenți. Deci e fail total modul ăsta, mă jur, ce... Pula calului aici, mă. Dacă dau waypoint aici. Deci mi-a luat un troll de la modul ăsta urât de tot, deci mă jur. Deci mă jur, deci, deci n-am văzut... Deci cum dracu să zici că face open al interior și... Mamă, dar era să mor. Mamă, acum o lovitură, o pasăre se intre mine și a murit. A, aici, aha. Asta ce dracu e, mă? Depozit, ce dracu e? Da, nu știu ce dracu e pe aici, dar... În fine, hai să mergem așa doar cu... Teleport. Ia... Waypoint. A, așa și... Și aici e fake, mă? Sau ce dracu e? Sau trebuie să urc, sau trebuie să urc undeva, nu? Ba, eu cred că te să urc undeva. Dar chiar nu știu de ce faci așa, adică... Mă, normal trebuie să meargă, dar mă rog. Da, văd că nici aici nu pot să merg. Da, deci aici nici aici nu pui ea. Da, nu pot să-mi ia să vedem altul. Hai vedem aici ce se... ok. Waypoint. Oh, este dubstep. Ah, Bahamas. Da, aici chiar nu pot să-l deblochez în gen GTA 5. Gen nu apare deloc. Și chiar nu înțeleg de ce, pentru că este... Uitați-vă și voi cât de tare este clubul ăsta. Deci uitați-vă și voi... Măi, uitați-vă și voi cât de penal e clubul ăsta, mă jur, e penal rău. Mai ceva ca în octombrie. Mai ceva ca în octombrie. Mă rog, cei care sunt în București înțeleg treaba asta. Aha. Mamă, dar arată șmic, e rău. Oare de ce n-a port în GTA 5 așa? Adică de ce l-au scos? Că arată prea beton. Decât clubul ăla care a arătat lui Trevor, eu zic că ăsta arată suc de portocale. Hai, vedem încă o dată. Hai, că sunt, mă, sunt unele care merg. Sunt unele care merg și sunt unele care chiar nu merg. Și nu, eu nu înțeleg de ce nu merg chiar absolut toate, dar mă rog, în fine. Așa. Nu, 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 fuck! Băga-mi-aș.
A murit. Taram pam pam. E mai ninge. E mai. Mai da, mai ninge install, dar nu așa impudent. Deci hai să vedem alt interior. Unde s-ar putea, deci unde am putea să, uitați, hai să. Ok, asta a fost aproape. Da, deci nici, da, nici aici nu pot. Deci asta, de ce să în fel de căcat de mă? A, nu mă, stați, nu aici, că m-am întâmplat, mă, scuzați. Da, aici, vedeți? Aici, bucură-te de bere, uitați? Ia uitați ce apartament, ia uitați. A, un fel de două feluri, așa, știi? Mă rog. Și suntem în septembrie. Hai să ieșim de aici. Bun, ia vedem ce moduri mai avem. De unde am mai pus? Oh, uite că mai sunt și pe aici câteva. Vă văd că aici sunt chiar multe, sunt una după alta sau. Ia, fiți atenți, că aici chiar nu știu. Să nu cad iarăși în gol, că mă mâncăin. A, lol. Ce dracu e asta, mă? Deci chiar nu înțeleg ce apă. E cumva din GTA 5 treaba asta? Nu, chiar nu-mi dau seama ce cu faza asta, mă rog. Mă, asta v-am zis, sunt unele care merg și unele care chiar nu merg, nu, chiar nu știu de ce. Care fac, care. Care este faza de care este. Sau încă nu e mod gen tot completat, chiar nu înțeleg. Oh, da, mă, uitați, mă, GTA 5, bă, GTA 5 online. A, nu pot să merg cu liftul? Bă, uitați, mă, GTA 5 online. Așa arată căra garaj, vă jur. Ia, da, ia stați puțin. Ia mai văzut acolo un interior, poate ne duce sus. Ia stați. Deci asta e garajul din GTA 5 online. Deci mai era un și mai era, mi se pare că mai era unul pe. Așa, deci nu, deci am înțeles eu bine. Deci n-a fost pe căleală. Ia. A, nu tot aici, tot în garaj ne duce. Da, e interesant, uitați, vedeți? Avem și aici. Și nu știu, cred că e și gen sunt casa aia din aia și mansion-ul ăla. Și dar nu mai știu dacă se află să ne hai să fim cam pe aici, să ne ducem la waypoint. De ce folosesc waypoint-ul? Să nu fie chiar atât de mult, să nu dureze chiar atât de mult chestia asta, să mă duc cu mașina de acolo până acolo. Și aici ce ar putea să fie ce? A, aici nu v-am zis ce e. Am înțeles. Așa. Hai pe aici. A, și avem asta lui Lester. Am înțeles. A, frumos tablou, nu știu de ce am crezut că e cea dintr-un joc, ea. Ia stați. A, cu supereroi. Dar sabia asta, ce cu sabia asta? Pompa că e dintr-un joc ceva. Așa. E iluminat, mamă, ce evident. E. Ai, mamă, deci Lester asta chiar așa nu știe cum să își dar ia Slaughter. Așa. Rem, așa, puii mei, nu mă interesează. Ok.
Ia uitați, mă, ia uitați pe cine vedeți aici, și CJ. Ia uitați, vedeți? CJ. E blurată, dar uitați-i CJ ăsta. Uitați-vă și aici din spate. LOL. Man, what the hell? Deci e... Și l-am văzut și pe CJ acum, am văzut și un easter egg. Wipe... Așa, aici unde... Da, și cred că tot ai tot în aceeași clădire, cred că e, da, tot în aceeași clădire. Deci pe aici am fost unde aș putea să mai merg. Hai că pe aici chiar n-am mers niciodată. Adică chiar nu aș putea dacă am mers. Sunt unele chestii care am mers și unele care nu am mers. Opa! Bahamas! Aici am mers. Bă, aici n-am mers. Aici chiar nu știu cum e. Atenție. A, ba da, aici am mers și nu... Da, și aici nu merge. Da, nu știu de ce nu merge treaba asta. Mă rog, în fine. Așa... mai vedem până unde mai mergem. Pa, v-am zis că mai sunt și pe aici. Ia vedem aici ce se află aici. Waypoint. Hopa. A, aici avem loc ciudat. Wow, asta chiar e secret apartamentul ăsta. Wow, ce... Șmecher. Aveți și televizorul? Bă, șmecher, îmi place. Ok, hai că mai vedem câteva și după aia o să închid. Teleport waypoint. Wow. Wow, what the? Actually, Jesus Christ, este extraterestru, bre. Nu sunt normali. De bun mai că tot pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest video și mai aveți mai să vă mai apuneți așa mod showcase-uri. Nu uitați să lăsați secția de comentarii, un like, un coment și un subscribe. Eu am fost Bludă Vos și eu vă urez o zi cât mai frumoasă. La revedere!